Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am un subiect de discuție cu voi. În Polonia, Parlamentul a votat o nouă lege foarte dură pentru creșterea siguranței pe șosele. Merge acum la promulgare. Astfel, vor fi confiscate mașinile șoferilor care conduc cu alcoolemie de 1,5 la 1000 sau mai mult. Se confiscă mașina cu totul. De asemenea, vor fi confiscate mașinile conduse de șoferi care au 0,5 la 1000 și comit accidente rutiere. De orice fel. 0,5, ai condus băut, ți-a confiscat mașina. Da, în cazul în care mașina respectivă este distrusă în accident sau aparține altcuiva decât șoferului băut, o altă persoană, deci e mașina matriculată pe numele mătușii. Mă înțelegi cum se mai face pe aici? Acesta, de șoferul respectiv, va trebui să plătească o amendă echivalentă cu valoarea mașinii ce nu poate sau nu mai poate fi confiscată. Eu i-aș lua mașina ca să nu-i mai dea mașina mătușa altă dată. Da. Nu poți să păstrezi mașina, dar asta e. Și are, se descurcă singur cu mașina. Are mătușa trabant, plătești valoarea de trabant. Nouă. Mașina nouă. Are mătușa, mă înțelegi, care va să zică Merțan, luat la mâna a doua din Germania? Merțan nou. Legea prevede confiscarea vehiculelor în general, nu doar a mașinilor. Adică inclusiv bicicletele pot fi confiscate în cazul în care biciclistul iese băut pe șosea și comite un accident. Ia bicicleta. Bun, sigur. Îți ia bicicleta, asta e. Băi, dar e foarte... Adică se confiscă mașina, nu mai. Sunt excepții... Îți ai și cazul... băi de la bicicletă? Da. Sunt excepții în cazul în care șoferul e șofer profesionist și conduce o mașină de firmă, ca angajat. Adică șofer de camion, de dubă, de ceva de genul ăsta, în acest și e băut. În acest caz, nu se confiscă mașina, că e mașina firmei, e pentru scop comercial, dar trebuie plătită o amendă de 1000 de euro, plus consecințele legale obișnuite. Nu e bine, plătește nu e corect. Șoferul. Nu e bine. Pic, adică lui aia Mercedes-ul și astea, că e pe mașina firmei, ia doar o miuță. Deci pun toți mașinile pe firmă. Dar nu e fair. Da. Plus că cu atât mai mult ar trebui să fie mai responsabil un șofer profesionist decât unul amator. Cred că au niște statistici care spun că probabil șoferii profesioniști nu comit atâtea accidente cât sunt băuți. Sau posibil sunt băuți. Poate. Nu știu care sunt. Eu spun doar care este știrea. Am cercetat, m-am documentat. Nu știu care au fost dezbaterile parlamentare. Acolo opoziția s-a opus. Evident, a zis că sunt măsuri prea restrictive. Spune-le că mă opun și eu. Legea în Polonia e destul de dură și acum. Adică în cazul în care conduci băut în Polonia și comiți un accident, închisoare până la 2 ani, se anulează permisul și plătești o amendă specială de aproximativ 12.000 de euro. Și e foarte interesant că în Polonia e permis să șofezi cu o concentrație de alcool de până la 0,2 la 1000. Multe țări europene permit o concentrație minimală de acest gen. Numai 4 țări din Uniunea Europeană e toleranță zero în această privință. Cehia, Ungaria, Slovacia și, evident, România. Eu sunt de acord cu asta. Știți că, da, mă rog, asta e. România nu ai voie 0-0-0. Nu. Eu sunt de acord, n-ai ce să bei. Dacă vrei să, vrei să mergi cu mașina, iei un taxi. Polonezii sunt foarte hotărâți să reducă mortalitatea pe șoselele lor. Au adoptat diverse programe și legi în acest sens în ultimii ani. Una dintre propuneri, care nu cred că a trecut, dar una dintre propuneri era ca vinovații pentru accidente rutiere soldate cu victime să plătească compensații speciale familiilor victimelor. Adică asta să fie definite deja prin lege. Nu să fie lăsate, că și acum, și în justiția română și în orice justiție. Da, în urmă proces, da. Dar voiau să restabilească prin lege. Și una peste alta, ca rezultat al acestor politici publice, numărul accidentelor produse de șoferi băuți s-a înjumătățit în ultimul deceniu. De unde întrebarea pentru voi, prieteni, care sunteți pe recepție, ne-ar interesa să vă auzim opiniile. Sunteți de acord cu o măsură ca asta? Cum e în Polonia. Conduci băut peste 1,5 la 1000, frate, peste 1,5 la 1000 ești comatos. Cred. Nu știu. Dar bănuiesc, 1,5 la 1000, ți se confiscă mașina. Dar nu, că oamenii reacționează diferit în funcție de poate ai și alcoolemie mai mică și să faci o nenorocire. Ideea e dacă ești băut și ai făcut un accident cu victime, dacă trebuie sau nu confiscată mașina. Uite, ne scrie un... Se pare excesiv? Ar funcționa și în țara noastră? Ce altceva credeți că ar merge? Telefoane la 0372 069599. Vrem să vă ascultăm. Și mesaj audio, dacă vreți, până în 30 de secunde sunt cele mai bune. 0728 3D1 3D2. Spune. Deci, și în Italia sunt amenzi usturătoare până spre 10.000 de euro și confiscarea mașinii de vreo 10 ani. Legea asta în vigoare în Italia, ne-a scris un ascultător. Eu sunt de acord cu asta, să se confiște vehiculul respectiv sau să se plătească amendă cât e valoarea vehiculului. Foarte de acord.
Dar pentru cazul în care se produc accidente rutiere cu consecințe grave, victime omenești, adică morți, răniți grav, suspendat permisul pe viață. Corect. Pe viață, adică nu o lună, trei luni, hai că mai dai un examen, nu. Hai că... Pentru că nu te urci băut la volan din întâmplare, nu treci pe roșu că n-ai văzut sau nu faci stânga că n-ai văzut semnul că nu e bine stânga. Nu, te urci la volan băut, știi că ai băut, n-ai voie și să... În Danemarca e o lege de vreun an în care dacă depășești viteza legală cu 100%, adică pe limita de 50 de km la oră ești depistat cu 101, da. Așa, se confiscă mașina și se vinde la licitație. Da. Bravo, 0372069599, cum ar fi mai bine pentru România? Mașina confiscată în cazul în care conduci băut la volan, peste o anumită limită, evident, și provoci accidente, sau când ești în pragul comei alcoolice, iată o lege care este... A fost votat în Polonia și a mers la promulgare. Vă întreba ce părere aveți, dacă credeți că asta ar funcționa și în România și ce altceva ar merge. Și mulțumim foarte mult. Evident că nu o să putem să dăm nici 10% din mesajele pe care le-am primit. Dar o să dăm. Și hai să vedem câte telefoane putem să luăm. Neața, băieți, Victor din Ploiești. Nici o măsură nu e prea drastică atunci când vine vorba de alcool la volan. Noi facem accidente și pe trezie, da, pe beți. Știi că aici are dreptate. Da, corect. Piața în Danemarca, dacă ai dublu vitezei decât scrie pe indicator, îți confiscă mașina și nu contează cu e, a firmei, a ta, a tatălui, a fiului, fratelui, o confiscă pe loc. Bun. Bună dimineața, băieți, sunt total de acord. Și nu numai asta, legat de alcool, dar și de substanțe alucinogene, droguri și altceva. A, bun. Să le facă ce e mai rău. Nu te urci la volan, nu există. Să omori pe cineva și să scapi nepedepsit. Nepedepsit cum trebuie, ca să ții minte, nu așa o amendă. O zi bună! Mulțumim pentru mesaj. Hai să intrăm și în telefoane un pic. Vom reveni la mesaj. Alexandru, bună dimineața! Bună, Alex! Bună dimineața, domnilor! Salut! În primul rând vreau să vă zic că eu sunt total de acord cu legea votată în Polonia. Nu știu în ce măsură în România se va adopta o astfel de lege. Da, stai, că aici noi... cam toată lumea e de acord. Mă rog, sunt diverse propuneri, avem și mesaje împotrivă. Dar de ce crezi că în România nu s-ar putea adopta așa ceva? Sau sunt două chestiuni de discutat. Că nu s-ar adopta sau dacă s-ar adopta, că n-ar funcționa. De ce suntem așa de sceptici? Neîncrezători? Da, noi facem legile respectiv pedepsele cu gândul că cineva le încalcă. Și atunci hai să nu îl pedepsim prea tare sau să aplicăm legea aceea a creșterii pedepsei în funcție de gravitate. Uh-huh. De ce ne gândim că cineva încalcă legea când facem o pedeapsă? Hai să ne gândim că nu încalcă. Uh-huh. De exemplu, hai să ne imaginăm un lucru. E exagerat ca idee, dar doar ca să înțelegem ideea. Dacă amenda pentru staționare interzisă, acel clasic lăsat pe avarii, 5 minute, ar fi de 10.000 de lei sau 2 săptămâni închisoare cu executare. Lege care și pedeapsă care să fie foarte bine mediatizată, foarte bine aplicată, adică să existe persoane care să o aplice. Credeți că ar mai fi la fel de mulți care ar lăsa mașina pe avarii știind că plătesc 10.000 de lei amendă sau 2 săptămâni de închisoare? Deci problema nu e că nu se cunoaște legea, ci că nu există, totuși o proporționalitate a pedepselor în funcție de abateri. Totuși, când îți lași mașina 10 minute pe avarii, nu cred că are rost să trimiți un om la închisoare pentru asta. Adică dacă îl trimiți la închisoare pentru asta, pentru fapte mai grave, ce îi faci? Eu cred că se rezolvă și cu bani mai puțin. Vezi parcările din București unde pentru 5 lei nu mai parchează nimeni. Exact. Găsește o altă soluție. Se rezolvă cu o taxă, pur și simplu. Rareș, bună dimineața! Bună, Rareș! Salut. Bună dimineața, domnilor! Salut! Am auzit? Da, te auzim. Cam cu întreruperi, dar merge. Hai! Zi! Da. Dom'le, nu putem generaliza pe toată lumea să-i băgăm. Nu suntem toți bețivi. Mm-hmm. De acord. Eu am lucrat și afară și am trăit și un pahar de vin la prânz era foarte ok. 002. Mm-hmm. Mie mi-a luat carnetul la 003. Da. Este infinit. A dat eroare când am suflat. Și nu sunt băutor la volan. Doamne ferește, dar de la un 02 le-aș lua carnetul un an de zile, un cu abatere l-aș lua pe viață și legea asta aș impune-o și în momentul în care nu a făcut accident ca să iau mașina, când a nenorocit pe cineva și l-a omorât sau l-a băgat în spital. Când l-aș prinde? Uh-huh.
Adică nu putem generaliza. La noi toată Europa civilizată a acceptat un 004 sau un 003, care este oricum mult, dar de la 001 până la 004 să bei un pahar de vin la prânz, asta nu mă poate pe mine asocia cu un bețiv care se urcă cu 1% la volan. Da, dar propunerea legislativă a polonezilor sau legea votată se referă, da, adică sancțiunile încep de la 0,5 la 1000 în cazul în care provoci accident, da, sau 1,5 la 1000 când conduci, este foarte mult, adică iar ei au într-adevăr 0,2 la 1000 este permis. Și e adevărat, în multe țări din Europa limita asta este permisă. E și o chestiune de responsabilitate a societății și a fiecăruia. V-aș lăsa-o și la 0,1, pentru că 0,1 oricum este destul de mult, după părerea mea, dar la 0,03, vă spun ce mi s-a întâmplat mie. Uh-huh. Mi s-a luat carnetul la 0,03, am suflat odată, n-a ieșit, am zis, mi-am băut nici un pahar, jumătate de pahar de vin la prânz. Da? Mi-a luat permisul. 0,03. Da. Bun. Adică mi se pare absurd să ne băgăm pe toți în aceeași oală. Mulțumesc, nu despre asta este vorba, iar subiectul cu toleranță zero e de discutat. Poate facem o dezbatere și despre asta, dar în principiu cred că în țara asta cam toți suntem de acord, sau sper că toți suntem de acord, că deocamdată nu e momentul să relaxezi limita asta. Eu am toleranță zero. Am văzut cu ochii mei cum un șofer de camion a fost urcat de către alți doi indivizi la volan pentru că el nu era în stare să meargă. Și a plecat cu camionul printre niște copaci pe un drum îngust și a ajuns acasă. Sunt foarte de acord cu măsura, dar se întreabă cineva dacă ăla care e la volan s-a urcat sau a fost urcat la volan? Bine, asta este mai o nuanță funny. Dar uite, da, într-o situație de asta, ce ați făcut, colegi? Ați fi sunat la 112? Da, instant. Sunai, nu? Instant, fără... Da, cred că și eu sunam. Sunam și spuneam, doamne, e unul cu camionul, s-a urcat, nu se ține pe picioare, nu, da, e în regulă. Da. Păi, da, și filmam pe cineva, adică e pur și simplu o reacție normală și cred că și legal. E, trebuie să ajuți pe cineva care e în pericol și în principiu cam oricine se întâmplă să fie pe traseu acelui șofer beat la volanul unui camion, e în pericol, deci e și obligația ta legală să faci asta. Dan, bună dimineața! Bună dimineața! Saluti! Și eu sunt de acord cu culoarea confiscarea mașinii. Chiar pe mai puțin, pentru că dacă îi dai un piculeț, ia un piculeț mai mult. Dar mai sunt și alte lucruri pentru care ar trebui să se ia niște măsuri dure. Eu aș face o lege care aș introduce în legea asta de circulație, n-aș face lege separată, că avem o grămadă de lege. O prevedere legată și de raportul dintre puterea mașinii și masa ei. Pentru că e un alt subiect. Înțeleg ce spui, mulțumesc că am reținut, dar e cu totul alt subiect. Hai să ne limităm la discuția de astăzi pe subiectul ăsta, confiscarea mașinii în cazul în care conduci băut. Ca să vin cu o completare, tot Dorin din Mureș. Vine unul din afară, lucrat afară, și-a luat un BMW cu 300 de euro, intră pe contrasens, face un accident, omoară 1-2 oameni, el scapă, ce face? Se duce înapoi, lucrează 3 luni, vine iară cu BMW, iară comite, pentru că asta e mentalitatea lui. Deci, n-ai rezolvat nimic dacă îi confiși mașina. Nu, că confiscarea mașinii nu înseamnă că nu se aplică și celelalte măsuri legale. Înțelegeți? Adică se confiscă și mașina în afară de ce urmează. Adică dacă permisul un accident rutier, e judecat pentru ucidere din culpă și așa mai departe. Dar uite, acum putem să ne gândim la asta. În general, cam toată lumea e de acord că ar trebui niște măsuri mai severe și ar trebui și aplicate. Și oare de ce în țările civilizate astfel de măsuri sunt adoptate? Dar în România niciodată. Gândiți-vă la asta. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.